Pompierii militari din cadrul detașamentului Călăraș au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe raza municipiului Călăraș, la intersecția străzilor Plevna cu Ion Elia de Rădulescu, unde două autovehicule au intrat în coliziune. Fiecare dintre vehicule era câte o persoană, una dintre aceasta a fost transportată de către echipajul SMURD la spital. Nu au fost persoane încarcerate, iar cealaltă persoană din celălalt vehicul a refuzat examinarea și transportul.